Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a sfințit așezământul eclesial de misiune creștin-ortodoxă din comuna Băiculești, satul Mănicești, destinat desfășurării de activități specifice pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Apoi, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Ierarh Meletie a așezământului. În cuvântul rostit la final, înalt preasfinția sa a vorbit despre lucrarea misionară pentru persoanele hipoacuzice, începută în urmă cu 25 de ani în eparhie. Trebuie stabilite bine lucrurile, trebuie lăsați oameni pregătiți în materie și ca să continue această lucrare și preoții care s-au făcut preoți în acest segment extraordinar social au venit și din țară aici, o parte din ei a fost la slujbă. Vă mulțumim foarte mult că s-a avut dragoste să veniți aici la Argeș, de unde a pornit această lucrare extraordinară, lucrarea Duhului Sfânt. Lucrările de construcție a ansamblului au fost supravegheate de sectorul construcții bisericești al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Sfântul Meletie patronează acest loc și în felul acesta, în al preasfințitul a binecuvântat ca aici să funcționeze un așezământ de formare și de aprofundare a limbajului mimico-gestual pentru oamenii cu deficiențe de auz. La eveniment au participat și reprezentanții ai Asociației Naționale a Surzilor din România. După Revoluție am găsit deschiderea la Biserica Ortodoxă Română și începând cu 1996, am avut primul preot care cunoaște limbajul semnelor. Suntem oameni, la fel ca și dumneavoastră, trăim printre dumneavoastră, doar că ne deosebim prin limba pe care o folosim. Lucrările de construcție a așezământului eclesial de misiune creștin-ortodoxă din Mănicești au început în anul 2017 prin implicarea părintelui Constantin Onu. Ansamblul are în componență Biserica Sfântul Ierarh Meletie, un paraclis, un altar de vară, o chilie și spații socio-educaționale destinate desfășurării de activități specifice pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.